Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod, vezi că te auzi în eco, așa, mă rog. Bine v-am găsit, fraților, la un episod de 5M, dintr-o nouă serie de 5M. Dacă mai aveți episoade de genul în continuare, ia auzi-l pe Joker vorbi. Și dacă mai aveți episoade de genul în continuare, dați, frate, și voi un like să se strângă 500 de like-uri. Dacă se strâng, eu sunt fericit, frate, și mai facem episoade de genul. Gata, puteți să lăsați mine jos ca morțiți. Așa, deci jucăm aici alături de Nuțu Cămătaru, sau cum îl cheamă? Secție să facem acele amenzi. Ok, ok. Sau niște declarații, da, da, da. Sunt aici? Sunt aici? Mafioții? Mafioții? Nu, 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 să facem niște declarații, să facem niște declarații. Ok, deci... trebuie să-i descrie, mă? Da. Să mor tu! Are cineva să-mi dea apă, că leșim pe aici. Am eu, da, 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 am un nesti, dacă vreți, niște ceai. Vreți niște ceai? Dați-mi niște ceai? Da, da, dați-mi niște ceai, ar fi foarte bine, domnule. Dați-mi niște ceai la asta. Ai sti. Give 2, 4, 3, 5, 1. Mulțumesc frumos, domnule, mulțumesc frumos. V-am dat și eu niște ceai. Am dat și eu niște ceai, domnule. Mulțumesc. Am dat niște ceai. Deci, practic, pentru cine nu știe, GTA roleplay, adică 5M, mă rog, acum joc pe un server de roleplay pe care îl aveți și în colțul din stânga sus, e practic ca în viața reală, deci practic trebuie să te comporți ca în viața reală aici, aproape ca în viața reală, locul nu se comportă ca în viața reală. Da, doar că nu poți să faci totul la perfecție. Bine, nu poți să faci totul la perfecție asemenea, dar e super genial oricum și dacă mai aveți episoare genul, dați frate și voi la strângem 500 de like-uri, ia uite-l pe ăla, față de zebră. Ok. Și aici ce facem? Dăm declarații, domne? Un unicorn, why do you assume my gender? Ok. Deci noi stăteam acolo, încercam să jefuim, adică nimica, stăteam acolo și au venit trei mafioți, domne. Și ne-au împușcat și au zis să le dăm banii și gloanțele. Domnul, și pe mine m-au lăsat falit. Eu nu mai am pită în burtă, domnul. N-am nicio chiflă în burtă, nicio chifteluță în burtică, domnul. De să mi-au dat și venele pe față. Poftim? Domnule, sunteți bine? Domnule, m-au călcat. Da, eu sunt bine, eu sunt bine. Doriți să mergeți la doctor? Doriți să depuneți plângere împotriva la dânsii? Aș dori să depun plângere împotriva lui ăla cu față de prost, asta așa să mă gândesc, mai știu exact. Pot să-i văd încă o dată să vă spun care e, că nu mai știu exact cum îl chema. Da, domnule, da. Haideți să mergem, domnule, că vreau să-l văd să vă spun care e. Cum arăt cu degetul în față? Zi repede. Hai să luăm o mașină de față, vă rog. Tiba, apeși o dată B, ca să arăt și după încă B o dată ca să anulezi. Da, da, da. Pești, domnule. Ok, domnule. Hai să mergem, hai să mergem, că vreau, eu nu mai știu cum îl chema pe ăla, știi? Vă escortăm cu mașina de poziție, că dacă nu e grav. Ok, domne. Payday, am primit payday, 68 de diamante am. Putem acum de pe scaun, știi, să luăm o mașină de mai... Ok, domne. Da. Hai că luăm acum mașina de poliție. Domnul, ia. Da, eu știu ce ne poziție dintre ei. Păi cum știi, domnule, ține pe un. Păi, i-am văzut buletinul, i-a scăpat din buzunar. Ce-a scăpat buletinul din... Poftim? I-a scăpat buletinul din buzunar, cică. Bă, dar ce texte ai? Și știu CNP-ul din buletin, domnul. Păi, dacă... Vreți să-l spun? Da, da. CNP-ul este 3265. Așa să-l verific un bat de la RFID-ul, nu? Da, la RFID-ul, să spune că ce-i cum ai spus dată CNP-ul că-l... 3265 sau cum era? 3265, domnule. Sigur ăla-i? E de la admin ăla. Da? Ăla care ți-a luat ție arme... Nu vă de îngrijiri medicale. Dar nu mai e on. Ba, mai e on. Unde? Batsar? Nu e. Poftim? 3265. Ba da, ba da, e Betzer Chaos. Așa îl cheamă. Nu știu, stai puțin. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Încerc să-mi aduc aminte, stai puțin. Chaos. Da, domne, ăla e că el când m-a jefuit mi-a spus numele lui. De ce ai de domnul să mergem atunci? Când m-a jefuit mi-a spus. Dar ce le-am? Au, puțin de rezonanță. Da, domne, eu știu cum arată, dacă îl văd știu cum arată. Da, eu știu, da. Deci eu dacă îl văd știu cum arată, domne, vi-l arăt cu degetul. Coleg, poți să tragi, te rog? Da, aprinde focul de armă. Acum nu mai mai trage. Ce mă? I-au găsit sau ce? Bă, ăștia acum sunt încă libertate? Da, încă sunt în libertate, acum îi căutăm. Și... Ai, căutăm acum, mă! Mai arată cum? Mai era decât el? Zic, cum arată, că nu mai știu. Sau erau mai mulți? Erau trei, domne, trei. Erau trei, domne. Unul dintre ei era îmbrăcat în negru. Unul era îmbrăcat în negru, un sacou negru și pantaloni negri. Și avea glugă pe cap. Așa avea glugă. Haideți, vă rog. Avea așa o... un plover cu glugă, domne, avea pe el.
Nu știu, ce facem aici? Să facem aici. Nu știu care. Serios? Declarație. Măcar declarație. Oh, păi stai. Împotriva la domnul. Ok, da, domne. Păi da, dacă nu știu cum arată, ce de, ce plângere pun? M-a dat de reserva dacă depuneți plângere. Plângere de prostie, nu știu ce dracu. Intrați aici, vă rog. FBI building. Mamă, un FBI building aici, frate. Cum ori de cam mâinile, ai văzut? Ia, enter FBI. Deci acum mergem și depunem plângere. Deci vă dați seama cât de realistic e 5M-ul? Hai să mergem. Plângere la FBI, man. Ești nebun, uite-l pe ăla pe perete. Aoleu, mă scuzați că mă scuzați, domne. Domnul, îl cunosc pe tipul ăsta de pe perete. L-am sub totodată. Cine, cum îi, cum îl cheamă? L-am sub totodată pe domnul de pe perete de aici, domnul. Nu mai cunosc, uitați. Nu mai scump asta bloc, e foarte scump acela. Ala e pe la tati omul, păi. Băi, tu taci, mă spune și numele și restul. Ok, domne. Și depunem plângere acum? Da, da. E, stați să vă spun, după cum arătau, păreau să fie dintr-o mafie. Domnul nu avea față de prost. Da, domne, deci era îmbrăcat într-un plover cu glugă și în pantalon de training, domne. Nu i-am putut vedea fața... Unul dintre ei avea o mască de țăran. Da, unul dintre ei avea o mască. Închideți-mă microfonul, că te auzi urât. Ia. Dacă îi găsim, okay. O să vă chemăm. Domnule, văd că okay, sunteți și rupt pe haine. De v-au bătut ăștia, ce s-a întâmplat? Da, domne, m-a dat pe jos cu mine, domne. I-au rupt ficat. Domnule, v-a julit aici, uite ce tare v-a julit. Da, domne, mi-a dat la ficat cu pumnul. Mi-a dat până n-am mai putut să respir, domne. Vai, vai. Ce prea realistic, mă. Prea amuzant clipul ăsta, okay, cum să... Mai aveți nevoie? De ceva ai să semnați aici, vă rog? Nu, domne, nu mai am nevoie de nimic. Acum, domne. Semnați acolo, vă rog. Cu aia a dat cu telefonul pe jos. Mă scuzați, domne, mi-a scăpat pixul din mână și am vrut să-l prind. Nu-i nimic acolo, să semnați, vă rog. Gata, domne, am semnat. Am semnat și aici, domnule, uitați-vă. Băi, am dat un pumn în cap și mi-a... Valeleu. Mă scuzați, domnule, mi-a scăpat pumnul. Cu ei ce retardat. L-am avânt, domnule. Mi-ați rupt urechea, domnule. Vreți să ne bătem aici? Facem un wrestling, domnule. Nu, domne, nu vreau belele. Nu belele, domnule. Vreți să ne bătem, domnule? Nu, domne, nu vreau. Haideți, ce ratați suntem, bă, voi... Gata, domne, mergem la o gogoașă, ceva? Haideți, domne, să mâncăm ceva, o gogoașă, ceva? Haideți la un teri, domnule. Fac eu cinste. O, așa, da? Hai, că cu aici ratați, sunt de bă. Ți-am dat, eu tot sunt împiedicat. Cu ăsta sunt împiedicat, ce-am făcut? De jos în garaj, vă rog. Cu ăsta sunt împiedicat, ce-am făcut? Hai de pui mei, haideți la garaj, domnule, stați iubit. A, nu v-am văzut, stați că... Cu aici ratați, sunt la garaj, domnule. Da, domne, că am și eu un X5 acolo, un BMW, să-l vedeți. E sărăcie, așa, dar e bun. Am și un Serie A5. De la nou sau de la vechi? Ce model aveți? Modelul 1 sau modelul vechi? Hai că vi-a dat seria 5. Ăla okay. Îmi place mie cel mai mult. E și mie îmi place seria. Oai, de capul meu. Cu aia am murit, omul, bă. Domnul, polițiști, ați spățit. Domnul, ce faceți, domnule? S-a făcut rău aici, domnule. Cu aia, dat cu mașina peste din. Bă, domnul polițiști, domnul mafio, ce ați făcut, domnule? Ce ați făcut, domnul, cu săracul domn polițist? Ia uitați ce ați făcut, l-ați nenorocit pe viață. Zici-mi ID-ul meu, domnule, te rog. ID-ul tău? 2-4-3-5-1 2-4. Mai avem, domne. Viața de polițist. Domnul, aveți Lamborghini. Se câștigă bine din poliție, a? Eu sunt mafio, domnul, îți vai de capul meu. Și eu sunt liderul lui într-un... Sunt co-liderul în mafie. Mai au și o mită, de-aia mă păi da. Se câștigă ceva din... Dumneavoastră luați domnul, dumneavoastră luați mită, noi răbdăm de foame. Noi răbdăm să mai vină cineva să jefuim, domne. Exact, domnul. Dumneavoastră.
Bă, dar are voie să ne plimbe așa prin oraș, dacă e polițist. Bă, lasă-mă, jefuiți aici. Nu, mă, nu. Hai să-mi scot niște bani acum. Nu trebuie, domnule. Nu trebuie, domnule, nu trebuie. O să conduc și un pic seria 5 ăsta, vă rog, e foarte frumos. Puneți, puneți checkpoint pe GPS și vă duc eu unde trebuie, sunt driver aici personal. Mamă, ia uite ce frumos e. Vorbește pentru tine, mă, eu rap de fan. Ne plimbăm un pic. Zi, robo. Stați aici, domnule. Da, domnule, să treziți. Dacă ați mișcat direct un glonț între ochi v-am dat. Da, domnule. Bă, de... Bă, da, bă, ia vino-ncoa. Vino-ncoa în timp ce dai jafu, că poți și aici să stai. Da, n-am făcut nimic. E, dar știu că n-ați făcut nimic, domnule, dar colegii dumneavoastră o să facă dacă nu vă avem pe dumneavoastră aici. Trebuie să vă ținem aici până se termine jaful. Mă lăsați să chemăm tot eu, domnule, vă rog. Nu, domnule, nu vă las. Am familie, domnule, acasă, am de toate acasă. Nu mă interesează, da, domnule. Da, domnule, câți copii aveți? Doar o întreb. Să știm să vă tragem câte un glonț în cor pentru fiecare copil. Așa. Am vreo 7 copii, domnule. A, 7 glonțe, nicio problemă. Domnule, dar, domnule, dar vă place viața, nu credeți? Vă distrați ca mult, domne. Vă distrați ca mult. Păi din alocațiilor trăiesc. Coaie. Jor. Mai pot. Că nevastul meu cam îmi va pe undeva nu trebuie și... Cât mai ai? Câte secunde ai? De ce, domne? S-a părut că am auzit un elicopter. Poți să mă duc mai încoa? Pentru că un copil de la dumneavoastră... De că poate vine ăștia, am deschis focul. Mi-a băgat clește în gură și a încercat să-mi scoată dinții. Domnul. Cred că au ajuns, cred că a ajuns poliția, domne. Am auzit un motor de mașină, uite. Maricel ăla, domnul. Mă speriați, domnule. Mă speriați cu masca aia. Stați aici cu minte, domne. O să aveți coșmaruri după jaful ăsta, domne. Domnul, asta nu e o mare, e fața mea. Adevărată, domnul. Domnule, trebuie să-ți urăt în seara asta, vă rog, nu. Stai, vine să râdă, tu vezi, nu? Am nevastă. Dă-i cu aia. Vine să râdă cu aia. Aia e, domnule, nu mă ne interesează. Câți ani aveți? Am și eu, domnule, 20 ceva de ani, domnule. Uite, apare în joc, zici care e 100, cu aia, tu vezi? Ne dați timp puțin buletinul dumneavoastră. Mi-l dau, domnule. Să-i. Domnul, dar pe buletinul dumneavoastră scrie că aveți 18 ani. Nu, apă așa apare, domne. Ah, ok, v-ați... Strica buletinul. Exact. Nu, domne, e de la fals. E de la fals. Îmi las cu acte false, este politista, gata. A terminat. Vai de mine, m-a stins. Hai mă, dar nu mai vine poliția, cât ai? Câte secunde mai ai, bă? 340. De secunde? Vin întăriri, domnule, vin de ai vostru, ia spuneți-mi acum. Nu știu, domnule, că n-am anunțat. Mi-ați luat telefonul dumneavoastră. Bă, lasă să anunțe cu el. Telefonul și întrebați. V-am dat telefonul înapoi. Puneți-le, cât avem voie să cerem pe el? Cât avem voie să cerem pe el? 100 ca maxim. Ok. O să vă dăm pentru 100 de mii de dolari. Și dacă intră în bancă, n-au, dacă intră în bancă și au cap instant. Deci să nu le spuneți să încerce. Să nu le spuneți să încerce ceva necurat, că direct cap v-ați luat. Direct glonț în cap. Acum am chemat. Aoleu! Oi, coai. Out of character, dă-mi revive că poți. Eu nu pot. Coai, ce ratat îți bă. Coai, dar nu știu ce, coai, dar nu știu ce. Băi, eu sunt obișnuit să dau râs, să încarc arma, deci nu știu ce naiba. Du-te și pornești jaf, că la mine s-a oprit. Băi. Auzi, ai mei. Băi, ăsta, tata, trebuie să-mi dezactivez râul, coaie. Ai medkit-uri? Stai, că n-am înțeles. E. A fost jefuit, de ce nu mai am cum să-l pornesc? Nu mai. Bă, ce prost, zici cel mai prost om din lume, jur. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Ignorați în freza de reta. Ai de cap, nu ce freza mă. Bă, voi vă dați seama că tot video ăsta am avut freza asta. Mai rău, am avut-o și mai nasol, dar na. Ai de cap, meu, nu mi se crede, mă. Și am omorât. Doamne, ce prost că am omorât ăștia doi, jur. Băi, idiot. Eu trebuie să mi desactivez asta, rochi, uite, când dau. Coai, unde ești? Stai puțin că retardat rău. Deci de ce dă cu pumnul când dau pe râ, frate? Am care spus e real? Că nu este nici admin pe server. Să ne dea noi. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Ba da, e salut. Admin pe server, bad.